Am observat că oamenilor le este din ce în ce mai lene să facă sport. Îi obosește numai gândul să iasă din casă, să meargă la sală, după care iar să se întoarcă acasă, de unde de cele mai multe ori să plece la muncă. A apărut însă un nou trend în materie de fitness, iar după ce învățați ce aveți de făcut, puteți să vă antrenați acasă. Nu aveți nevoie de mare lucru. O coardă, o bară și propria greutate. Chiar dacă vi se pare o caricatură de sport, nu e deloc așa. Este modalitatea în care se antrenează membrii trupelor speciale. Se prinde accesoriul sus, îl putem folosi la o bară fixă sau la un spalier sau chiar acasă de praguși. Bun, acestea sunt mânerele, se pot modifica în înălțime mai scurte sau mai lungi, în funcție de ce cadru avem, se echilibrează. Și cu mânerele de mâini și cele de picioare. Nu vă lăsați înșelați de aparențe. Pare simplu, dar nu e chiar așa. TRX-ul este un antrenament care se bazează pe un sistem de pârghii între gravitație și greutatea corpului. Mai pe românește, cu TRX-ul, corpul nostru devine un aparat. Este un accesoriu de fitness ultra performant. Se lucrează mai multe grupe musculare odată. Ne face să transpirăm foarte mult. Deci este recomandat și persoanelor care au un surplus de greutate. În același timp ajută și pentru tonifiere și putem face combinații de exerciții cardio, cu exerciții de rezistență și exerciții de forță. Și asta pot face și băieții și fetele în funcție de targetul fiecăruia. Dar fără un antrenor experimentat, chiar și sportivii de performanță sunt puțin stângaci la început. Primul rând să ai brațele drepte, da? Ai fiul de portate, și condoite, ai coborul mișcarea controlată. Este un exercițiu foarte bun, ceva nou. Ceva nou este binevenit în acest sport. Mereu avem câte ceva de învățat în culturism. Este un pic mai dificil, dar ne acomodăm cu tot ce e nou în sport. Bun, am înțeles principiul după care funcționează. Să vedem ce ne recomandă experții. Începem cu exerciții în general ușoare pentru spate. Brațele drepte, în primă regulă, coarda trebuie să fie dreaptă în permanență. Am ajuns sus și revenim ușor. Exercițiul se face mișcare dublă și dus și întors. Da? Aici lucrăm mușchii spatelui, umerii și puțin brațele. Partea bună este că TRX-ul este un accesoriu ușor de transportat. Partea bună este că TRX-ul este un accesoriu ușor de transportat. Așa că dacă sunteți fan mișcare în aer liber, puteți urma exemplul următor.